Rugăciunea de marți. O preasfântă treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în această zi de marți mă închin și mă rog ție, recunoscător și smerit. Îți mulțumesc pentru darurile și binecuvântările revărsate asupra mea și asupra celor dragi, pentru ocrotirea și îndrumarea ta nevăzută în fiecare moment al vieții mele. În această zi, Doamne, îți încredințez toate gândurile, faptele, sufletul și trupul meu. Ajută-mă să îndeplinesc voia ta cu bucurie și răbdare, să mă îndepărtez de orice ispită și să trăiesc în lumina învățăturilor tale. Dă-mi vrednicie în faptă și gând, ca fiecare clipă a acestei zile să o închin ție. Te rog, Stăpâne, să mă păzești de orice rău și vrăjmaș, să îmi luminezi mintea și să-mi întărești voința, astfel încât să pot purcede astăzi în lume cu înțelepciune și curaj. Dăruiește-mi puterea de a ierta și de a arăta milă față de cei ce m-au rănit, așa cum Tu m-ai învățat. În această zi de marți, mă rog pentru familia mea, pentru prieteni și pentru toți cei care se află în nevoie sau suferință. Fie ca mângâierea Ta să le aline durerile, iar liniștea și pacea cuvântului Tău să le inunde inimile. Deschide, Doamne, ușile milostivirii Tale și auzi rugăciunile celor umili și necăjiți. Te rog, Doamne, binecuvintează munca mâinilor mele și fă ca ea să aducă roade spre slava numelui Tău. Ajută-mă să rămân statornic în credință, să rodească în mine bunătatea și să răspândesc lumina Ta în lume. Păstrează-ne, o Doamne, pe calea Ta cea dreaptă. Învață-ne să Te prețuim pe Tine și să trăim în armonie cu cele create de Tine. Fie ca această zi să ne aducă mai aproape de mântuirea sufletelor noastre și către veșnicia promisă de Tine. Preasfântă Treime, prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a tuturor sfinților, auzi-ne și în această zi de marți și dăruiește-ne binecuvântarea Ta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.